Premier în România, în Târgoviște, Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului împreună cu altă asociație au reușit în instanță să suspende eutanasierea câinilor din adăpostul de stat al primăriei. Suspendarea este însă provizorie. În același timp s-a stabilit ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe cu privire la posibila neconstituționalitate a articolului de lege privind eutanasierea. Dosarul însă nu a fost finalizat. În România, în adăposturile publice, câinii sunt uciși din două în două săptămâni. Acest termen poate fi prelungit dacă există spațiu și bani. În cele două săptămâni, animalele ar trebui să fie intens promovate pentru adopție de către autorități, însă, în realitate, nu se întâmplă acest lucru. Reprezentanții Direcției de Salubritate din Târgoviște salută decizia și spun că, oricum, în adăpost nu prea mai sunt animale. Dar recunosc că problema câinilor de pe stradă nu s-a rezolvat. Oricum, la noi în Târgoviște, eutanasierea nu mai avea obiect pentru că noi, datorită relației de colaborare bune la acest moment, Asociația Salvați Câinii Târgoviște, a lui Daniel Domaschi, toți câinii trăia de la noi. Deci noi nu mai ajungem la eutanasie sub nicio formă. Și totuși problema nu e rezolvată în Târgoviște. De ce vă spun? Pentru că e greu. Toate localitățile învecinate Târgoviștei nu cred că au adăposturi și probabil că mai vin, migrează către noi câinii, probabil că mai sunt și aduși.